Hei, salut și bine te-am găsit! De-a lungul timpului, omul și-a dorit să ajungă dintr-un loc în altul, pe cât de rapid, atât de confortabil. Iar până acum, omenirea a avut parte de multe inovații. De la tren, la autoturism, la avioane și la rachete spațiale. Însă, ceea ce urmează de acum încolo ține de domeniul fantasticului. Cel puțin, așa credeam până acum ceva timp. BMW i4 concept prefigurează lansarea lui BMW i4 în 2021, designul urmând să păstreze în mare ceea ce se vede pe concept, tot așa cum la vremea lor i3 și i8 au intrat în producția de serie fără modificări prea mari față de conceptele care le-au prefigurat. Autonomia preconizată va fi de circa 600 de km, bateria având o capacitate de circa 80 de kW. Cei de la BMW spun că i4 va fi produs din 2021 în uzina mama mărcii în München, Germania. La proporții, modelul este echivalentul unui BMW seria 4 Gran Coupe. În mod special, se remarcă un sistem de ecrane uriaș apărând dintr-o bucată, curbat, care ține loc de instrumentar de bord și sistem multimedia cu orientare către șofer, tipic BMW. Cu bateria sa litiu-ion, au o capacitate de circa 80 de kW. Însă BMW n-a specificat dacă este o valoare netă sau brută, iar acest model va deveni primul BMW cu o capacitate a bateriei atât de mare, mai ales raportată la dimensiunile mașinii. De asemenea, i4 va fi primul BMW electric care va putea parcurge până la 600 de km, aceasta fiind valoarea autonomiei așteptată să fie omologată în regim VLTP pentru mașina de serie, bateria cântărind 550 de kg. Cifrele disponibile în acest moment ne arată că BMW se așteaptă ca mașina aceasta să aibă un consum mediu de circa 13,3 kW. Probabil că cel mai adesea utilizatorii de BMW i4 vor avea o autonomie medie reală de 400-450 de km, din moment ce consumul mediu real al unei asemenea mașini este mai degrabă apropiat de 20 de kW pe 100 de km. Performanțele dinamice sunt promițătoare, fiind la nivelul unui BMW echivalent cu motor V8, după cum spune chiar producătorul auto bavarez în comunicatul de presă. În cazul BMW i4, un sprint de la 0 la 100 de km pe oră se va realiza în circa 4 secunde. Și asta grație unui motor electric de 390 de kW, care dezvoltă o putere de 430 de cai putere, ce livrează puterea către puntea spate. BMW i4 concept ar fi trebuit să fie prezent la Salonul Auto de la Geneva din 5 și 15 martie 2020, dar evenimentul a fost anulat din cauza COVID-19. Deci, ce crezi, te-ar prinde o astfel de mașină? Lasă-mi un comentariu și spune-mi părerea ta despre mașină. Îți mulțumesc pentru vizionare și te mai aștept curând. Dar până atunci nu uita să te abonezi, să distribui, să vadă și prietenii tăi și dacă ți-a plăcut să lași un like. Salut!